suntem aici așa cum ne-am dorit și eu și voi. Și suntem aici ca să deschidem, să spun, fonoteca lui Isus Hristos, prin care El rostește câteva cuvinte cutremurătoare sau tulburătoare. Astăzi vom studia parabola celui care nu riscă. Înainte să dea intra în subiectul propriu-zis, în parabola care este listată, care este prezentată în Evanghelii, aș vrea să fac o introducere potrivită. Spuneam cu alte ocazii că noi nu suntem mai buni ca oameni, ca indivizi, decât alții care au alte credințe. Pentru că Dumnezeu cercetează pe fiecare. Și cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 9, Că lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om din lume, eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu lucrează cu toți oamenii, cu 8 miliarde, cât suntem aproape pe pământ. Și la unii, unde găsește ușa deschisă, lucrează și oamenii dezvoltă un caracter independent de nivelul cunoștințelor teologice. Au fost persoane care n-au auzit niciodată de Hristos mărturisea o chinezoaică care a asistat o bătrânică de 78 de ani undeva în uh, Changxi, este o regiune din China și când a aflat că au venit, a venit un misionar, uh, s-a adunat într-o căsuță mică, uh, știu eu, 50 de oameni, uh, dintre care doar trei erau sau patru erau creștini, restul erau, doreau să afle creștini chinezi. Iar misionarul era american. Și când el le-a povestit două, trei ore despre planul de mântuire, despre jertfa Domnului Hristos și apoi despre lucrarea creștinismului în lume, oamenii au fost uluiți, surprinși. La sfârșit o bătrânică, asta de 78 de ani, o mână de om, slabă, s-a apropiat de predicator și a zis Eu toată viața am crezut în el, doar că n-am știut cum îl cheamă. Adică cunoștințele teologice zero, dar lucrarea Ducului sunt în inimă. Și cum spuneam la început, eu nu sunt mai bun ca alți oameni care au altă credință. Sunt unii, sunt sigur că mai buni, mai, mai curați decât mine și eu vreau să fiu ca ei. Cu toate acestea, Biserica Adventistă are o misiune absolut unică și are o trimitere profetică, iar trimiterea profetică este trâmbițată în Apocalipsă, capitolul 14, începând de la versetul 6, unde spune Și am văzut trei îngeri zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică în mână ca să vestească tuturor cuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui simț, oricărui nim și oricărui noroc. Adventiștii au această unică justificare a existenței lor ca biserică de a proclama Evanghelia în perspectiva celei de-a doua venire a lui Hristos și a judecății care o precede. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, unde crezi că suntem noi ca martorii lui Hristos în lume? Am citit, de fapt, am descoperit un studiu făcut de grupul Barna, George Barna. Este un un grup de cercetare care face tot felul de sondaje pe domeniul religios. Evident, ele sunt făcute în America și reflectă o realitate din America, poate mai puțin din Italia sau România, sau poate la fel, Dumnezeu știe. Și a luat 12 denominațiuni sau, sau biserici, începând de la Biserica Catolică, Biserica, știu eu, luterană, Presbiteriană, până și pe mormoni i-a luat, și pe adventiști. Erau și peticostali, și harismati, și așa mai departe. 12. Și am vrut să văd care este rezultatul sondajului. Sondajul urmărea mai mulți factori. De exemplu, care e frecvența participării la biserică. 2. Cât timp studiezi sau cât de mult studiezi, cât timp te rogi, cât dai pentru știu eu, pentru Dumnezeu, pentru biserică, pentru misiune. Și era și o rubrică numită Implicare personală în misiune. Mărturisesc că a fost ca o lovitură de ciocan în moalele capului. <coughs> în două puncte ne aflam pe ultimul loc. Chiar pe ultimul? Da, la rugăciune și la misiune. E incredibil. Cei care au mandatul să vestească Evanghelia veșnică în toată lumina ei, nu doar o parte, tocmai ei sunt repetenți. Subliniez, este o statistică americană. Dar mă întreb, cât de departe suntem noi? Citisem un articol în care autorul prezenta evoluția sau graficul evoluției oricărei confesiuni, oricărei biserici creștine. <coughs> Și acolo spune că există patru M, era în limba engleză, a man, un om, a movement, o mișcare, a machine, o mașină un monument, un monument. Și spune că aceste patru faze se pot găsi în evoluția oricărei biserici. Și pe măsură ce știu, lucrarea începe cu un om, un reformator, apoi se formează o mișcare, apoi mișcarea devenind mare trebuie organizată și devine mașina, apoi ajunge monument. Aici zace confesiunea. Nu vreau să discut prea mult tranziția de la un nivel la altul. Spun doar că în momentul în care devine mașină, lucrurile încep să meargă foarte bine, ordonat. Pentru că la mișcare este o mișcare, știu, populară, de masă, dar când devine instituționalizată, toate merg departamentele perfect. Numai că în mașină omul nu mai mișcă, ci omul stă. Că îl duce fierul, îl duce mașina. Știai că creștinismul nu poate fi transmis. Cum nu poate fi transmisă informația. Uite, să spunem că eu cunosc 20 de limbi. Copilul care se naște se naște doar cu limba pe care o va învăța de la mine. Informația nu poate să fie transmisă. Creștinismul nu poate fi transmis. Creștinismul trebuie să fie redescoperit în fiecare generație. Ori aici e problema. Dacă cele patru etape de dezvoltare nu cunosc reformatorul în fiecare generație nouă, atunci invior, inviorabil sau invariabil se va sfârși cu un cocruce. Aici zace. Dragii mei, întrebarea mea este, cum de Adventismul a devenit creștinism cultural? Adică, moștenit. Eu că eu m-am născut Adventist, de-aia sunt Adventist. Cum altul e turc, cum altul este, știu eu, sau hindus. Că așa s-au născut, așa cred ei. S-a produs nașterea din nou. Odată am avut un subiect la care puteți să vă gândiți. Se numește Blestemul Generației A doua. Știți ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu nu are nepoți și ne poate, ci are doar fi și fiice care au fost născuți din nou. Creștinismul trebuie redescoperit. Și întrebarea mea este: de ce s-a ajuns aici? De ce eu îmi plec capul în umbră și în rușine, că eu sunt repetent exact la ceea ce trebuia să fiu premiant? Ei bine, tratez astăzi prima parte mâine va fi a doua parte. Astăzi tratez răspunsul la întrebarea de ce în dreptul creștinului dedicat, creștinului serios. Mâine am să tratez de ceul în dreptul creștinului nededicat celui cultural, să zicem noi. Și am să deschid Sfânta Evanghelie la Matei, capitolul 25, e marele capitol escatologic, cu versetul 14. Nu uita, tema se numește Parabola celui ce nu riscă. Hai să începem de la versetul 14, unde ne izbește un cuvânt. Atunci împărăția celor se va semăna cu un om, puncte, puncte. Ce vrea să spun acest atunci? Mântuitorul vorbea ucenicilor, le-a prezentat a doua venire semne, uh, ispite, provocări. Și apoi spune: atunci împărăția se va semăna. Deci parabola vizează în special vremea noastră și generația celor care sunt robii lui. Și citesc: Împărăția cerurilor se va semăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a credințat avuția. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul. Fiecare după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus și a pus în negoț și a câștigat cu el alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți, a câștigat și el, alți doi cu ei. Ei bine, mă opresc aici deocamdată. Și aș vrea să încep mai întâi cu identificarea personajelor. Cine este acest om care are stare, care are o avere, o avuție și care a plecat într-o țară îndepărtată și care, în versetul 19 spune După multă vreme stăpânul s-a întors. Deci îți dai seama că e vorba de Hristos. De mântuitorul nostru care s-a înălțat a cer, a plecat în, la tronul tatălui și după multă vreme, interesant, va veni iarăși. Întrebarea mea este cine sunt robii? Ei bine, noi trăim într-o epocă postmodernă. Și în postmodernism, multe din valorile tradiționale iudeo-creștine au fost date la o parte și n-au prea fost înlocuite cu nimic. La ora actuală, omul este îndumnezeit. Omul are drepturi fundamentale. Omul cere egalitate. Nu se mai acceptă nici măcar rolurile în familie. Adică, soția să fie în poziția ei de supusă bărbatului, nu în sensul de supusă ca un rob, ci un rol. Ea este ocupată cu afacerile, afacerile interne ale familiei, iar soțul cu cele externe, cu asigurarea securității și a hranei. Și Biblia spune că ea va fi supusă soțului ei. Rolurile sunt contestate. Femeia vrea să fie șefă, bărbatul vrea să nască. Imaginează-ți ce nebunie. A vorbi în timpul nostru despre rob este un afront. Și ce este un rob? Un rob este categoria cea mai exclusă din cultura postmodernă. Și eu sunt de acord că robii n-au ce exista între oameni, între frați, dar față de Dumnezeu, noi nu putem fi decât, decât robi. A venit la mine zilele trecute, a dus de soția lui un orb. Îl cunosc de când era copil, 10-11 ani. Acum era bărbat la aproape 50. dragul de el, orb de 15, poate 20 de ani. Și am văzut cum îl conduce soția. El cu o jumătate de pas în urmă, el cu capul drept înainte, cu ochii deschiși, dar nu vede nimic, soția îi spune, ridică acum piciorul că-i treaptă. Ce ar spune? Ce s-ar întâmpla dacă el ar spune? Nu vreau! Eu vreau să fiu autonom, vreau să merg înainte. Păi dacă ești orb, noi nu vedem viitorul. Noi nu cunoaștem consecințele, situațiile. Noi nu știm nimic. Dumnezeu ne luminează. Și în condiția în care suntem, avem nevoie să depindem ca orbul acesta de soția lui. Ei bine, rob însemnează dependență totală și supunere. Mă întreb, unde este dependența totală și supunerea în biserica mea. Suntem robi sau domni? În fine, spune că a chebat pe robii săi și le-a credințat avuția. Și mă gândesc, oare ce avuție? Hristos a fost sărac? Nici pământul pe care l-a răscumpărat cu sânge încă nu este de fapt al lui, e doar de drept. De fapt încă este a diavolului. Și atunci mă întreb, care e avuția lui Hristos? O să spui teologia, cunoștința sau doctrina. Într-adevăr, sunt valori. Sau poruncile. Sau Evanghelia. Dragul meu, toate acestea sunt doar expresii ale averii. Averia este altceva care este lucrul cel mai de preț pe care Dumnezeu l-a manifestat și l-a dat oamenilor, prin care reformează lumea aceasta păcătoasă, prin care egoiștii pot fi transformați. Sigur, prin agentul Duhul Sfânt, Dumnezeu a turnat în oameni ce? Ce scrie în Roman 5 cu 5? Pentru că Dumnezeu a turnat în inimile noastre ce? Păi valoarea supremă este ceea ce reprezintă caracterul lui Hristos, caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan 4,8. Dumnezeu este iubire și aceasta este averia Lui. Aceasta a împărtășit-o prin Hristos și toată viața Mântuitorului a fost doar o revărsare de dragoste peste cei care nu merită dragoste necondiționată. Mântuitorul chiar spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, cu versetul 34, că dragostea este singurul lucru care definește, care, care identifică pe ucenicul lui. Prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, dacă mă veți iubi unii cu alții, unii pe alții. Este atât de clar, iar poruncile sunt expresia dragostei. Nu? Cine iubește pe Dumnezeu și pe aproapele împlinește polunce? Evanghelia este vestea dragostei. E logic. Avuția pe care Dumnezeu o încredințează lumii nu e cunoștința. E dragostea. Și să vezi mai departe. Aceștia spune că primii doi i-au pus în negoț. Dar ce înseamnă negoțul? Pentru că e vorba de averea lui de dragoste. Și ce am descoperit? Că singurul lucru care se multiplică în lume e dragostea. Am avut în viața mea, de când am terminat conservatorul din 1971, am fost dascăl. Am predat, chiar când eram elev la seminar, încă tot predam muzică la data aceea, apoi am predat și altele. Și acum, când am ieșit din sistem universitar, pentru că la 70 de ani omul iese, continui să predau la un liceu, voluntar. Asta am și dorit, vreau să iubesc pe copii. Și în viața mea am avut studenți rei, contestatari. Ei bine, să vezi schimbare. În momentul când, în loc să-l pocnesc, că puteam, nu cu mâna, cu un cuvânt, cu o replică, să-l pun la punct, când am înghițit ce a spus el. Și m-am uitat cu bună nu că spun eu, dar Dumnezeu m-a învățat și m-a mustrat de atâtea ori încât am învățat să iubesc pe cel păcătos. Cei mai rei s-au lipit de mine, au devenit apărătorii mei, au devenit cei care sunt garda mea și au ăia care mă contestau. Dragostea e singurul cu care se multiplică. Și am cules o, o întâmplare adevărată Petrecută în 1968. Este vorba de un locotenent nord-corean. Apropo, știi, ei sunt nord coreieni. Sunt și nu mă refer la populația care moare de foame, ci la militarii nord-coreeni, singurii privilegiați. Au o disciplină de fier, mor pentru președintele lor, care este un torționar, un. Uh, un dictator. Ei bine, locotenentul Kim Shin Jo. Și vreau să povestesc întâmplarea. Corea de Nord, în 1968, de mult se tot opintea să cucerească, să întregească Corea sub steagul roșu comunist. Timp de doi ani de zile, în munți undeva, au fost antrenați vreo 200 de cei mai buni dintre cei buni, cei mai devotați dintre cei devotați, într-un regim aspru, ca să poată să devină un comando pentru cea mai curajoasă operație. Și anume, să se strecoare în Corea de Sud până în Palatul Prezidențial și să-l omoare pe președintele sud Acțiunea a început la 1 ianuarie 1968. Au mers pe jos, au trecut prin păduri neumblate, s-au cățărat peste munți, acolo unde nu prea e graniță. Că... granița e la locul pe unde vin, știu eu, mașini, tancuri, dar nu prin zone unde trebuie să fie alpinist. Li s-a dat porunca. Dacă întâlniți cumva civili, împușcați -i. nu stați la, gând, la discuție cu ei. Din cei 200 au fost aleși 31. Iar Kim Shin Jo, Kim Shin jo era locotenentul care conducea acest comando. <coughs> da, au întâlnit țărani și au spus, dacă scoateți un cuvânt, pe i-a fost nu știu cum să-i omoare. Și aceștia s-au dus la poliție și au raportat. Și poliția a fost alertată. Pe 21 ianuarie au reușit să treacă de toate barierele, să ajungă la 100 de metri de Palatul Prezidențial. Și imaginează ți că atunci când au năvălit cu toții, soldații erau, dar erau surprinși. Și a început un tir, 40 de oameni civili. Bine, au murit uh, un măr mare dintre nord Erau îmbrăcați în, în uh, uniforme de soldați sud-coreeni, de-aia nu erau ușor de reperat. <coughs> și în momentul respectiv a fost un tir care murit și civili, și soldați sud-coreeni, și nord-coreeni, ba și un autobuz cu elevi a fost prins în, în tir. Au fost și alți răniți. Doi au reușit să supraviețuiască. Unul care a și fugit și nu l au mai prins. Bine, au fost o săptămână, i tot urmărit. Unii s-au sinucis din nord coreeni, Iar acest locotenent, Kim Shin Jo, a fost prins. Capitanul sau locotenentul care conducea comandul a fost prins. Îți dai seama cum este un erou care n-a ajuns, n-a apucat să se sinucide și a fost prins. L-au băgat la interogatoriu. Crezi că a colaborat? Iar fi mâncat de viu pe toți. Și pentru că lucrurile stagnau și omul nu, că era cooperant, dar era chiar vrăjmaș, vrea să sară să-i bată, un general a spus, lasă-mă pe mine. Ieșiți toți. Am să merg singur. General e periculos, nu nimic, mă duc acolo. Și de generalul, fără armă, fără nimic, pe atitudinea lui, creștin, era creștin. L-a dezarmat din agresivitate și a început să discute cu el. I-a spus: Uite ce, e. eu n a venit aici cu constrângeri. A venit doar să spun. Și au vorbit. Și încet, încet, gheața a început să se topească. O angajată care aducea mâncarea, Hua, se chema, era creștină felul în care generalul și femeia creștină era nemăritată, s-au purtat cu acest om, pur și simplu i-a topit granitul din inima Și Kim Shin Jo a fost strobit. Trebuia să-l ducă la plutonul de execuție. Dar au constatat că el nu trebuie să se niciun glonte, pentru că el, el dirija grupa, el nu lupta, el doar, dar pentru faptul că n-a ucis pe nimeni, l-au băgat la închisoare grea. Imaginează-ți că peste un număr de ani este liberat pentru transformarea care a fost în el. Omul devine cetățean sud-coreean, se căsătorește cu Hua și a la ora actuală este pastor. Pastor într-o biserică mare presbiteriană cu mai mulți pastori. El este martorul multiplicării dragostei. Dragostea nu răsare decât dacă iubești tu. Și atunci, deodată descoperi că iubirea răsare în inima chiar a celui rău. Și o să, o să spui tu bine, bine, dar e riscant. Oare nu te-a înșelat nimeni? Tu ai dat dragoste și te-a înșelat? Oh, probabil și pe mine și poate și pe tine. Dar acesta este riscul. Riscul de a băga banii în negoți, că poți să-i pierzi, poți să vină un faliment, o prăbușire economică, o depresiune economică sau recesiune, cum a fost sau cum curând va fi, așa se spune. Și deja se vede, s-au scumpit toate. Imaginează-ți, a sărit petrolul la dublu. Păi, uleiul știi cât costă acum, înainte era și 3 lei, acum e 10 lei cel puțin. E uluitor. Recesiunea va veni. Oare dacă baci un negoț, un fond, bani, nu cumva îi pierzi? Bine, asta este în, în aplicație. Dacă tu dai dragoste, cumva nu poate să te lovească și să te muște de la spate, poate dai un risc. Numai că este un risc controlat. Și negustorii care încep o afacere, un business, ei știu că nu poți să începi un business dacă nu-ți faci mai întâi planul de afaceri, iar planul de afaceri trebuie să meargă pe varianta pesimistă. Să spui, uite, să zicem că va fi depresiune economică, că va fi devalorizare, că nu știu ce, că te va fura cu tare, tot să nu ieși mai rău de atât. Adică îți faci planurile, și asta este calculul, ca să pierzi doar atât cât poți pierde, nu mai mult. Spunea cineva, când împrumuți pe cineva, împrumută cu atât cu cât crezi că nu ai nevoie să ți întoarcă. Adică cât accepti să pierzi, calculat. Ei bine, <coughs> dacă tu iubești pe stăpân, dacă stăpânul ți-a dat averea, vei risca cu maxima implicare a cunoștințelor, a informației, a studiului pieții și te vei implica și vei, te vei dărui din dragoste pentru stăpân, nu pentru câștig. Și atunci că am ajuns la versetul 18 din Matei 25 cel ce nu primise decât un talent s-a dus, de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo arginții stăpânului său. E, dacă crezi că talanții erau o punguță, am mai vorbit despre subiectul ăsta, cu câțiva creițari în el, era ușor să sape la rădăcină lui pom și să-i ascundă acolo o copiată și nu mai găsea nimeni. Aici însă e vorba de 52-59 de kilograme de argint, un sac întreg. Păi să sapi o groapă, e riscant că te vede lumea ce ai băgat în groapă, că sunt vecini, sunt trecători. Chiar noaptea nu știi dacă nu cumva unul are insomnie și te binoclează. Și apoi ai ascuns, bine, în groapă, ai pus țărâna, se vede locul că e proaspăt, e proaspăt săpat. Hoții sunt mai inteligenți. Totdeauna sunt ei cu inițiativa. Și apoi, dacă ai ascuns acolo, crezi că mai poți să dormi bine? Sigur, spui că nu riști, că piața este, știu eu, vulnerabilă, este imprevizibilă. Dar să stai și noaptea, să, să te scoli din oră în oră, să vezi acum cum va sapă ceva grădina, sunt nopți de dormit, un chin mult, mult mai mare, dar e mai comod. Are riscul minimal. Ei bine, dragul meu, de ce adventismul sau adventiștii sau biserica mea, de ce a ajuns să fie inexistent pe piața multiplicării mesajului Evangheliei care dragoste? Aici este întrebarea și de fapt de aici începe predica, de aici începe analiza. Iar singurul instrument este cuvântul lui Dumnezeu și singurul corp delict sau probă sunt cuvintele acestui individ. Hai să vedem ce spune parabola. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteal. Cel ce primise cinci talanți a venit și a dus alți cinci talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri? În scriptura în greacă spune, în cele mai mici lucruri te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. O să discutăm ce înseamnă bucuria stăpânului. Cel ce primește doi talanți spune, spune, același, spune același lucru, iar stăpânul îi dă exact aceeași replică. Bine, robun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Și atât că vine cel de-al treilea, stătuse la rând. Și a văzut ce a făcut primul, oh, oh. ce a făcut al doilea, da, iar el doar cu unul, are să o scuză. Să amintești -am de fiul risipitor? A venit cu umile goale și rupt în fund. Și tasul l am îmbrățișat. El măcar aduce tot și a încreditat stăpânul fără nici o lețcaie în minus. Și stăpânul va aprecia că a vegheat noapte de noapte, se scula și la 2 și la 4 și la 6. Și el spune, Doamne, și acum citesc versetul 24, și în aceste cuvinte se descoperă un labirint de de informații cu privire la ceea ce generează într-o biserică moartea misiunii. Cel ce nu primise decât un talent, spune versetul 24, a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru care seceri unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți, dar ce este al tău. Și deodată zâmbetul lui îngheață. Pentru că vede fața întunecată, adânc, măhnită și poate Pulsând a indignare. De ce? E bine, aș vrea să plec de la primul cuvânt. Am știut că ești un om aspru. Și aș vrea să-ți spun o întrebare. Tu, în care Dumnezeu crezi? În Dumnezeul judecății, citim despre judecată, sau în Dumnezeul dragostei? Și cred că tu, după o scurtă gândire, vei spune, hopa, aici e o capcană. Și vei spune, cred în două. Și eu am să spun atunci, îmi pare rău. Sunt două roluri distincte. Una plină de iertare și de compasiune, de har. Alta fără niciun pic de har cu aplicarea corectă, strictă a justiției. Oare Dumnezeu poate să fie în ambele? Adică, când este plin de milă, când devine un inchizitor astru, retributiv? Oare Dumnezeu se schimbă, trece dintr-un rol într-altul? Și atunci, probabil că mă întrebi, și atunci cum e cu judecata dacă e Dumnezeu doar al dragostei? Mai întâi de toate, sunt două lucruri pe care vreau să ți le spun. Judecata nu o face, o să vezi că am scriptura de partea mea, nu o face neapărat asupra păcătoșilor. Ci în Roman 3 cu 4, este o surpriză pe care o să o aflăm, în Epistola Sfântului Pavel din Roman, capitolul 3, versetul 4, se discută aici, în versetul 3, oare necredința lor va nimicia credincioșia lui Dumnezeu? Și în versetul 4, Pavel explică niște cum, din potrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris și acum, atenție. Ca să fie găsit neprihănit în cuvintele tale se referă la Dumnezeu, și să ieși biruitor când vei fi judecat. O, judecata este cu privire la Dumnezeu. Când tot universul asistă la descoperirea dosarelor celor care au fost acuzați și când Dumnezeu va spune, judecați-mă, n-am făcut totul să vă scap, n-am făcut totul să, să vă câștig și când aceea, judecându-L pe Dumnezeu, vor spune, drepte și adevărate scările tale, Doamne. Gata. Dumnezeu este cel judecat în procesul judecății. Primul punct. E deosebit versetul acesta. Dumnezeu oferă Universului și nelegiților să-L judece dacă a fost sau nu drept. Și nu există o onoare, o slavă, o glorie mai mare decât ca dușmanii să spună da, tu ai dreptate, noi suntem ticăloși. În al doilea rând, dacă vorbim despre judecată, Scriptura este foarte clară că, că judecata nu judecă păcate. Mi e ciudat ce zic eu. Ci judecata, da, judecata se referă la măsura în care păcatele oamenilor au fost ascunse în Hristos sau în jertfa lui sau nu. Măsura în care ele au fost depuse pe capul mielului sau nu. Repet, judecata se va face exclusiv vis-a-vis -vis de măsura în care oamenii au primit pe mielul lui Dumnezeu sau nu l-au primit. Uite ce spune în Ioan 3 18. Cine crede în el, în fiul, nu este judecat. Spun doar fragmentul. Ioan 5 24. Cine crede în mine nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Dacă ți-ai asum ți asumat sângele lui Hristos, ți-ai ți depus păcatele cu regret, cu sinceritate, autentic, pe capul jertfei, pe capul mielului, atunci nu mai vine la judecată. Iar cei care vin la judecată sunt cei care nu au vrut să primească mielul lui Dumnezeu. Ca tare judecata se face, se filtrează, se face prin filtrul crucii. Este iarăși o surpriză. Noi credeam că Dumnezeu scoate dosarul și Lucian, în ziua de cutare, ai făcut cutare. Ah, am făcut. Nu așa e judecata. Totul e prin prisma crucii. Și crucea, nu spune și nevrei, capitolul 12 sau 10, nu caut că ia timp, unde spune cu cât mai Mulți vor fi pedepsiți, nu cei care au călcat legea, vezi la Sinai, ci cei care au respins pe Hristos, mielul din Dumnezeu. Da? Și acum reiau teologia acestui individ care și-a ascuns acel un talent în pământ. În primul rând, omul are o teologie greșită. Și anume. Dumnezeu este un Dumnezeu aspru. Acest Dumnezeu aspru mă împinge pe mine să -mi văd defectele. Este ca un elev care merge la școală, dă o teză și este îngrozit să afle câte greșeli a făcut în teza respectivă, pentru că profesorul este aspru. Concepția unui Dumnezeu justițiar, retributiv, răzbunător, care acționează după legea talionului, talio, îți fac la fel, creează sau aduce la existență teologia păcatului și a unui Dumnezeu judecător. Deci, dacă Dumnezeu este aspru, preocuparea mea principală va fi ceva cu păcatul, cu greșeala. Auleu, am greșit. Hai cum să fac să nu mai greșesc? Eram nou venit la credință, era în perioada aspra comunismului, anii 71, 72, 74. <coughs> Și unul sau altul din noi mei frați au spus, hai la ora de rugăciune. Odată știu că m-am dus în fundem, departe de unde stăm, lângă gara de nord, am mers o grămadă cu mijloacele în comun, că nu erau atunci mașini, mașini mici, ca să asist la o rugăciune, la o oră de rugăciune. Am intrat într-o căsuță destul de mică, tavanul cocoșat peste cameră și eram vreo, știu eu, 11 oameni și am asistat la prima oră de rugăciune din viața mea. O țin minte s-au rugat mult, lăcrimând și plângând. <coughs> și tema rugăciunilor în unanimitate a fost, Doamne, suntem păcătoși. E teologia păcatului. E simțământul că nu voi trece examenul. Că dacă Dumnezeu este aspru și Dumnezeu este judecător, atunci problema mea în fața lui trebuie să rezolv problema. Și apare unul, teologia greșită. O teologie greșită în care Dumnezeu este aspru, naște frică, spune. Mi-a fost frică. Tu îți dai seama, cum e omul care acționează motivat de frică? Sigur, e o motivație negativă. În loc să mă umple de bucurie, mă tot încarcă cu emoții negative. Și cine este stresat, acela face mai multe greșeli. Teologia greșită daște frica care produce o mentalitate a rezistenței, a conservării. Vreau să explic. Dacă eu sunt trezorier și știu că auditul sau cei care vin să mă controleze este foarte sever, atunci eu, ca trezorier, voi face totul să nu cheltui banii, să țin cât mai mult la bani, ca nu cumva să găsească o pricină că de ce am cheltuit pe cutare, chiar dacă am acte justificate sau pe cutare. Și aceasta este mentalitatea conservării. Și se spune foarte clar: un trezorier care conservă fondurile instituției nu e trezorier, e doar contabil. Contabilul trebuie să aibă grijă să nu se dispiască, trezorierul trebuie să investească. Iar iată că teologia greșită din Dumnezeu Astru naște frică, deci teologia păcatului naște frică, frica duce la, la mentalitatea păstrării, a conservării. Eram în district, slujeam ca pastor, și mi-am de rugăciunea unei surori care, ca un light motiv, aproape de fiecare dată auzeam, Doamne, ajută-ne să rezistăm. Sigur, era un gând bun, sunt ispite, numai că scopul nu e să reziști. Oricine începe un business sau un război defensiv, la pierde. Trebuie să fii ofensiv ca să câștigi. Dacă nu vestești, dacă doar vrei să-ți păstrezi business-ul, te mănâncă rechinii comerțului. Trebuie să fii, să fii ofensiv, să riști, nu să stai încremenit. Îmi amintesc de o istorie destul de dureroasă pentru noi. Istoria valdenzilor. Valdenzii prin circumstanțele în care au apărut și au durat, <coughs> au învățat să lucreze în subterană, deghizați. Mergeau ca negustori de bijuterii, de lucruri materiale scumpe, ca să ajungă la casele celor care citeau, care erau mai luminați. <coughs> Când a venit libertatea, în momentul în care s-au unit cu Biserica reformată cu calviniști. ei au ieșit la Lumină. Dar Cârtița nu poate sta la Lumină. Cârtița este doar în galerii, în subterană. Și pentru că n-au înțeles că ei trebuie să fie ofensivi, au rămas mai departe păstrători, conservatori. Și azi nu mai există. Am fost și eu în Văile Valdenze. Astăzi sunt doar o amintire. Ei bine, concepția unui Dumnezeu judecător naște o teologie greșită a păcatului, care naște frică, au leu, păcatul frică, care conduce la o mentalitate a conservării, a rezistenței. Și mi amintesc, de exemplu, de cel care vine înaintea lui Dumnezeu, spun, Doamne, m-am luptat pentru mine, familia mea, copiii mei, asta a fost obiectivul meu, n-am pierdut nimic, iată-i aici. Și Dumnezeu spune doar atât. Ești rob leneș. Te-ai gândit doar să conservi? Dar ce ai făcut? Tu ești aici nu ca să te sfințești tu, ci să duci mesajul lume și doar asta te va sfinți. Și iată cum ajungi în mod succesiv la o preocupare egocentrică. Să mă explic. Pentru ce ne rugăm, studiem pentru ce avem grupe de rugăciune, răspuns pentru sfințire. Sigur că este nobil. Numai că sfințirea se face slujind. Nu se face verificându-te dacă nu va mai vreun păcat în tine. Au, eu mai sunt, hot, stai aici pe genunchi. Și că nu putem merge la misiune până când nu am stârpit toate păcatele. Păi niciodată nu se poate scoate păcătoșenia care îți umple toate celulele, toate gândurile și simțirile tale. Du-te în câmp, dă dragoste, slujește, uită de tine. Și atunci pur și simplu se neutralizează semințele și lăstarii egoiști. Oricum, sfințenia personală, oare ce trebuie să fac să nu mai greșesc? Reușești să ajungi la anumite cote și spune păcătosul, știam că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Adică, Doamne, eu am luptat pentru sfințenia mea. Eu știu cum am stat nopți de veche. Și uite, am ajuns aici. Și asta este religia faptelor, a meritologiei, a legalismului, care stă în antiteză cu neprihănirea prin credință. Eu sunt păcătos, știu, dar mă ascund în jertfa lui Hristos și cred că El mă poate sfinți dacă primesc dragoste și dăruiesc dragostea. Rezultatul? O religie egocentrică în care eu, subsemnatul, ajuns la o cotă destul de înaltă, urăsc păcatul, atenție, nu-i rău, dar urăsc pe păcătoși care produc păcatul, mă uit de sus la ei Strâmbând din nas. Și odată ce urăsc pe păcătoși, am îngropat misiunea. Pentru că dacă urăști pe cineva, chiar dacă îi spui ceva, bă, ține sabatul, bei ca un. nu-l poți câștiga dacă nu-l iubești mai întâi. Și chiar dacă faci misiune, în ghilimele, este doar o misiune de mărturie să știe. Ca să, ca să fie judecat să știe. Nu de mântuire. Ori Hristos nu ne trimite doar să fim martori, să, fim, să dăm mărturii. E cel mai ușor lucru să spui voi toți care cărcați legea o să fiți judecați după lege. O să vedeți că judecata va veni. Să știe. Dar ce-am făcut pentru ei? Cum i-am câștigat? Iar rezultatul, știi care este? Că după tot ce spun eu, justificând după teologia unui Dumnezeu aspru, care se fixează pe păcat, de care mă tem și care mă conduce la o, la o filozofie a conservării, nu a ofensivei, ci a defensivei, stăpânul i-a răspuns, rob, viclean și leneș după cuvintele tale. Ai știut că sece de unde n-am semănat și strâng de unde l-am vânturat? Zici tu? Bun, hai să iau după cuvintele tale. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. <coughs> Luați-i talentul, dați-i cele ce are zece talanți. Iar pe robul acela, inutil, spune în original, sau netrebnic, N-a făcut treabă. Aruncați-le în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Mi-amintesc de o parabolă. Pe care a povestit-o un teolog și filozof danez, Søren Kierkegaard. A fost un om amărât de starea luterană, de căzută. Și a rostit parabola rațelor. Și spune așa, imaginează că există în lumea aceasta un oraș doar al rațelor. Cu bulevarde, cu străzi, cu blocuri, cu case, cu, cu știu, eu, rațe sau rățoi polițiști, cu șoferi, cu un oraș al rațelor. Și vine duminica, ziua luteranilor, toată lumea la biserică și vin rațele, știu eu, așa cum merg, dând din șolduri, sunt în costume de duminică, intră în strane, iar predicatorul rățoi cu ochelarii pe noi le spune, rațelor, voi știți că sunteți rațe, mac, mac. Voi știți că sunteți păsări, mac. Aveți aripi ca să zburați, mac, mac, mac. Voi sunteți destinați cerului să vă vântați în văzduh, să, să puteți vedea lumea de sus. Voi sunteți chemați la înălțimi, mac, 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 mac. Și rațele răspund cu mac. Și după ce se tună predica cu amin, pleacă legănându-se acasă. Și duminica viitoare vin din nou ca predicatorul să le spună, rațelor, voi știți că sunteți create ca zburătoare, mac, mac, mac. E caragios. Dar cam asta văd pe aici și pe acolo. Avem o misiune. Mac, mac, mac. Trebuie să vestim Evanghelia. Mac, mac, mac. Dar ce facem? De ce Adventismul, după sondajul Barna, e drept că în America e pe ultimul loc? Te-ai întrebat? Nu cumva suntem creștini culturali? Nu cumva, ca bun creștin, am îngropat talentul? Pentru că avem o teologie a unui Dumnezeu justițiar. Cu teologia păcatului, cu frica, cu mentalitatea conservării, scoate talentul din pământ. Și aș vrea să, îți, să închei cu un caz extraordinar. Cu siguranță că n-ai auzit de Mary Antonia Clark. Este o americană din California. A murit uh, cu câțiva ani în urmă. La 83 de ani, cred. Femeia aceasta s-a născut într-o familie cu stare. Locuia în Beverly Hills. Ai auzit de Beverly Hills? Este exact uh, Hollywoodul ul dialogul acelea. Acolo sunt mai case de bogătani, palate, castele, pur și simplu niște complexuri superbe, cu piscine, cu grădini suspendate, tot ce vrei. Și acolo s-a născut, spune cronica sau raportul vieții ei, că purta cel mai mult, sau aproape totdeauna era în rochie de bal, pentru că era când aici, când acolo. Sigur, a cunoscut băieți, a dus o viață destul de fără prejudecăți. A avut două căsătorii, au rezultat șapte copii din căsătorii, a divorțat din amândouă. Ea era catolică și, probabil, pe la 40 de ani, un preot știa care bani, tatăl ei era necustor, avea un business mare. Între timp, tatăl moare și ea a preluat, preluat businessul. A spus: N-ați vrea să mă soțiți într-o călătorie de binefacere în Mexic? Ei, Mexicul este țara sărăcimii în comparație cu America. Și a spus cu plăcere. Și s-au dus la Tijuana, în Mexic, Tijuana. Și după ce au împărțit ajutoare, medicamente, sigur, i-a fost o mare contribuabilă, își făcea merite ca un bun catolic, că acolo există teologia, credință, dar și fapte, știi, barca cu două vâste, cum am spus noi cu o temă mai înainte. Și au ajuns din una între alta și la cea mai cumplită pușcărie din Mexic, pușcăria numită La Mesa, cea mai ticăloasă pușcărie, în care erau 7500 de deținuți. E un oraș întreg. <coughs> și spune chiar că se întindea în mai multe clădiri și erau și niște, dacă vrei, <coughs> puncte de aprovizionare. Dacă aveai bani, puteai cumpăra o pâine sau eugenii ca la noi. <coughs> și când merge acolo și vede nenorocirea, inima ei este atinsă. Mai vine de câteva ori, cu sau fără preot, și când împlinește 52 de ani în 1978, se hotărăște să se mute în pușcărie. Îi se dă o celulă, ca oricărui deținut cu gratii la geam, și a spune, de acum am simțit că am venit acasă. Își coase ea o îmbrăcăminte ca de călugăriță. Cum și-a închipuit ea care avea călugărițele, e deci ceva specific ei, și-a spus de acum vreau să îi iubesc pe acești băieți, băieții mei. Și când au văzut-o băieții cu inima ei care s-a schimbat, dintr-o femeie care trăia pentru ea, a început să trăiască pentru alții. Îi pupau mâna deținuții și a, le pupa și ea mâna lor. Și au spus, Madre Antonia, mai Antonia. Deținuții au fost mișcați de faptul că mergea la fiecare. Băiatul meu, ce ai nevoie? Era unii tineri, unii bătrâni, toți erau băieții ei. Ai nevoie? le spăla rădile, le spăla hainele, le cosea. Era o sfântă între ei. Și spune că deținuții au făcut, că era în călugăriță, dar nu avea cruce. I-au făcut o cruce din cuie și sârmă de cupru. Și aceasta era crucea care a terminat, ca și călugăriță catolică la gâtul ei. La 20 octombrie 1994, deci îți dai seama că trecuseră 14 ani de când ea era acolo, din cauza condițiilor groaznice de lipsuri, de lipsă de igienă, de medicamente, deținuții s-au revoltat au reușit să zmulgă armele de la câțiva gardieni și a început un război de pe ziduri. Ta, 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 mitraliera se cera. Ăștia trăgeau morți. Și când au de ea, merge exact spre mijlocul luptei. Soldații opresc. Doamnă, acolo se moare. Deci nu ți te du acolo. Și a merge drept pe mijloc. Ridică mâinile. Și mă vedea acela, focul încetează și să spun, băieții mei, armele aici, acum pe loc. Dumnezeu ne vede, Dumnezeu e cu noi și am să vă ajut și va fi bine. Haideți, armele jos. Și deținuții vin ca niște copii prinși în faptărea și depun armele. Și ea mijlocește ca să nu fie pedepsiți, ea mijlocește să se schimbe condițiile de viață și, într-adevăr, li se schimbă. Ori femeia aceasta, Madre Antonia trăiește și moare acolo, între deținuți. S-a făcut un film, s-a scris o carte, 30 de ani. A fost numită Îngerul din închisoare. Hai, scoate talentul. Cât îl mai ții? dacă ești creștin sincer, creștin consacrat, doritor să faci voia lui Dumnezeu, hai, scoate talentul. Averea e dragoste, nu teologie. Nu trebuie să fii expert în, în hamartologie sau pneumatologie sau, știu eu, Iubește. Începe, caută și iubește. Pe cine? Pe cel rău, pe cel care nu merită. Dăruiește-te. Și Dumnezeu te va întâmpina. Intră în bucuria Stăpânului meu. Cei bucuria Stăpânului. Cine n-a intrat în durerea Stăpânului, durerea pentru sufletele pierdute, nu va intra nici în bucuria Stăpânului. Și sunt doar două destine: alege întunericul din afară sau bucuria Stăpânului. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim, să ne dăm seama, să nu mai zicem mac, 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 mac și să pornim la treabă. Pentru asta vreau să mă rog. Tatăl nostru, te lăudăm pentru cuvântul tău care e viu și lucrător. Te lăudăm pentru harul tău și iubirea ta care se revarsă peste noi. Și îți mulțumim pentru lumina ta care ne arată care este rostul pe care tu ni l-ai dat și pe care noi se pare că l-am cam uitat. Te rugăm, trezește-ne și ajută-ne să nu fim doar creștini de biserică, creștini doar de ziua șaptea, și să fim creștini de fiecare clipă și de fiecare zi. Și ajută-ne să înțelegem că menirea noastră este să scoatem averea ta, dragostea ta, dăruind-o oamenilor. Te rugăm, îndură-te de noi, îndurete de biserica ultimei generații și ajută ca să împlinim cu adevărat mandatul tău ca să avem parte de destinul robului bun și credincios, pentru că tu ne aștepți în bucuria ta. Te-am rugat să nu ne lași, să ne trezești în numele Domnului Hristos. Amin.